Cetățeanul de onoare al municipiului Curtea de Argeș, Walter Stegner, împreună cu viceprimarul Costinel Vasilescu, au fost invitați să participe astăzi la un dineu organizat de regele Mihai la Palatul Elisabeta. La acest eveniment, organizat cu ocazia Zilei Regalității, vor participa 2000 de persoane reprezentanți de fruntei comunităților locale din România. Iar faptul că reprezentanți de la Curtea de Argeș au fost chemați acolo, spune ceva. Și o am aici, invitația mea, o are și domnul Walter la dumnealui, este direct de la Casa Regală, mai exact, Palatul Elisabeta, șeful onorific al Casei Majestății sale, este autorizat de regele Mihai I să vă invite pe domnul și doamna Vasilescu și domnul și doamna Stegner la un garden party oferit la Palatul Elisabeta. Evenimentul va avea loc în prezența Majestății sale Regelui și altețelor lor regale, Principesa Moștenitoare și Principele Radu, joi 12 mai 2011, la ora 17:30, în grădina Palatului Elisabeta. Dineul de astăzi are loc în grădina Palatului Elisabeta, unde va fi aniversată Ziua Regalității și aniversarea jubileului de 90 de ani ai Regelui Mihai I al României.